Ziua Națională a Ambulanței din România este marcată anual la 28 iulie. Este data la care, în 1906, a apărut prima salvare din București din inițiativa profesorului Nicolae Minovici. În 1907, doctorul Nicolae Minovici a început pregătirea practică în salvarea studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că în 1908, echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând din 1907, salvarea funcționează regulat, România devenind astfel al treilea stat din Europa după Olanda și Austria cu un astfel de serviciu. Cu această ocazie, purtătorul de cuvânt din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță din Mehai Dinți a transmis un mesaj de la mulți ani tuturor colegilor. Azi, 28 iulie, se împlinesc 115 ani de existența ambulanței din țara noastră. Este data la care, în 1906, a apărut prima salvare în București din inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Primul serviciu de ambulanță în România a fost înființat sub deviza Totdeauna și tuturor gata pentru ajutor, deviză care se păstrează și astăzi. Urez ambulanței, mai exact personalului medical, personalul administrativ, operatori, registratori, la mulți ani pentru cei 115 ani de existență. În anul 2001 a început dotarea cu ambulanțe moderne printr-un program finanțat de Banca Națională, iar în 2003-2005 a fost introdus în România sistemul de apel unic de urgență 112, care a făcut posibilă interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenție, respectiv ambulanță, pompieri, poliție și jandarmerie.